Matadora întinerește de la o zi la alta. Mi-a ieșit la bubușoare, în râi, în sluci, de nu se vede pe aici. Este drăguț, dar de inspiration. Și le deschide ușa invitaților care sunt pe aceeași undă cu ea. Cezara! Cezariana? E Cezara! Bună ziua! Dar nu, nimic, nu te-am auzut, nu te-am văzut. I-am dat Cezarei ce este al Cezarei. Știu cu coasul ăsta, te răcoriesc? Dacă eu azi dă cu coasul ăsta, eu azi dau cu 10 coasuri. Dar ne arăți un document. Nu mă provoca, că și eu pot fiu rea. Dar tu ce mă provoci? Eu așa nervos. Dar cum sunt, da? De ce drept ai tu să-mi dai cu coasul în cap? Și am ținut pasul cu ultimele evenimente. Noi cu toți avem nevoie de povești. Iar Raisa Buhnă nu mai știe ce e adevăr și ce e bârfă. Bine, da, m-am văzut, am înțeles ce ai zis. Și-o. Hai, încercăm. Rămâneți cu noi și aflați toate secretele. Toată vara vreau în brațe să mă zi. Toată vara. Redica! Da? Ia vine cu așa la mine, că am observat ceva schimbări majore la tine. Ce? Nu ce, că ce ies acum. Vin acum la bunica în coașe. Ia așa azi de aici, rog eu. Mă lipsesc niște ingrediente. Și îmi lipsești? Și azi nu-i pune sari în cap. Și nu mă strâncă și siliotcă sau și... Așa este aici, vine cu ala mine. Vine cu așa, a spus. Ia, ce ai la gură? Da, vă rog eu, băițelul, i-am dat un groplan, un lipsic mai mărișor. E mânuța, te rog eu, lasă. Ia uitați, ia câtă poftire, așa, uitați-vă. Eu ajuns să-și pune botox numai la jumătate de buză și inflată buza asta aici, Renica. Că n-am avut bani de toată buza. N-ai avut bani, dați-i mai niște bani, dacă tot trebuie să-și facă fata buze, dați-i vreo 50 de lei. Cât costă să sâmfle o buză? Mult. Dar să o desâmfli pe alta, cât costă? Nu sunt mai desâmfă, numai timpul e desâmfă. Și te-am spus, nu te veni la musteț, că-l screască mai multe. Ia uite, și nu te pupa în vânt. Care vânt, că-i vară? Aflu-ți pe-am vară, pup-te în iarnă! De iarna să părâm microbii! Vezi cum iau te interpreți? Toată vara, Aura, cât de frumos cântă! Toată vara! Toată vara cântă la Orhei! Aurica, te pup și te iubesc! La Orhei ai ajuns, dar vreau să zic și în Chișinău e mai aproape! Te aștept aici la mine în studio, bine să vorbim... Doamna Aura, vă așteptăm aici ca la noi acasă! Cum ca la noi? Dar unde ești, bă? La noi acasă, la noi în familie, la noi la emisiune, la noi în țară. Da. Bună seara, dragii și bună scumpii seara. Mei telespectatori. Vă rog să mă scuzați, dar poftim. Și-o umflat buza cu nasosul. Pompa. Foarte bine. Păi la mod acum, așa din... Poverește, Dumnezeule. Vin și miroase florile. Nu pare din emisiunea asta. Dar nu-i trebuie, du-te cât hâlburile. Eu găsesc eu o altă jană mai delicată decât tine. Da. Și fără botox. Când ziua de azi, botox la minte. Trebuie la aproape jumătate de țară de la noi, dragii mei. Mă duc la emisiunea acasă de vreme. Am văzut la acasă târziu. Amușă, eu-ți spun, te vine să nu mă nervez, că eu nu mai știu, m-am întors de pe pământ sfânt și am zis că am și eu cu minte, am și eu mai blajână, dar, dragii mei, haideți să savurăm săptămâna aceasta, să începem emisiunea cu piciorul drept. Hop, sup! Și bineînțeles că dacă e vorba de piciorul drept, vorbim de buhna stângă, adică cu mătra, rafinata, chiar dacă e tot repetiții, lucrează, actrițe, tătă, mai pe urmă să vă zic și vorba, bârfa zilei cu Raisa Lobuhnuța. Așa. Și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhne și vă prezint bârfa zilei. Statul arde, da baba se piaptănă. În data de 24 iunie la Chișinău se așteaptă un concert de zile mari. Șeful acestei țări, Joare Prospere, organizează Balul Național al Viitorului. Mai mult la acest eveniment cultural, Igor Dobrodușnei va aduna artiști din 4 țări ale lumii. Sunt așteptați doar tinerii. Cheltuieli în afară de scenă, alte cheltuieli nu vor fi, pentru că mare parte cei care vin
o să vină ca invitat și ca prieten. În timp ce în capital absolvenții vor avea parte de un show international, cei din Găgăuzia nu trec granițele spiritual-teritoriale. Ei sunt așteptați la o tusovcă de excepție, balul tradițional absolvent al Găgăuziei. La evenimentul care va avea loc în piața centrală din Comrat, absolvenții vor primi diplome, telefoane performante și multe alte premii. Festivitatea se va încheia cu o discotecă găgăuzească. Привет, комрад! И Гагаузия вся. Ждали? Не ждали, не говорите. Это сюрприз, я знаю точно. Și domnilor, asta a fost Bârfa Zilei. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu noi știri. O seară festivă să aveți! Zenica! Janăcica! Ce dorești? Da, nu vrei să termini și tu 12 clase la Găgăuzi, acolo, la Comrat? Ce ai văzut la Bârfa Zilei? Ia vinucoa și vinucoa și de picior! Din la mine, cos! Aici ai 2 secunde și 1... Doi! Și am vrut să-ți spun un secret. Am vrut să-ți spun cum îți câștigi tu telefoane performante, bal de absolvire, cadouri. Ce? Acum auzând e iar ce? Cam prindesc ce im noi, nu știu ce. Vreau să fiu în Găgăuzia studenții, a elevii, adică care au terminat 12 clas, li dau cadouri, li dau... Ei, trăiesc ca în paradis. Asta Nana Rai o spune. Dacă n-ai văzut paradisul în genii la viața ta, duci în Găgăuzia și gata, vezi, paradis, telefoane, știu. La voi, sărașii, fetiți, îți-ai minte asta lui Țaca Tamara Puci, o ții minte? Al lui Puci, da? Da, dar de roșii mei, și-ți duc la bal de absorbie și am dat-o pe mine din ireasă. E complicat la studenții ăștia. Și nu-i drept, Jada? Eu mă gândeam să cuceresc munții, dar fericirea e în Găgăuzia. Da, mă duc acolo! Da, mă, dar nu vrei să... Să și... Cetezi cu fashion-ul acesta? Care fashion? Nu-i mireasă, mă mănânc țânțarii. Că am sângele grupa a doua pozitivă și țânzarul mă iubește și mă sugă. Și mă sug tăt. Cum mă văd, tăt îți patată pe față. M-am dus să tipa să mă odihnesc și poftic. Mi-a ieșit la bubușoare în râie și nu știu și... Sper că nu se vede pe aici. Ah, e bun. Drăguț. Este drăguț, așa e fashion. Dar știi, asta știi și. Ca să nu, eu când vorbesc mult și mă agita, ies un tura din mine, strochii. Un fel de brăzgovic. Poți să duci la pescuit cu ea. Da? Azi pescuiesc, am văzut tine. Pescuit. Ai citit cartea și adică ai spus eu, că ți-a spus la limba română. Îți citești cartea de vară? Nu vreau să aud despre cărți în sezonul estival. Draga mea, nu-i despre cărți. Legende despre Nistru. Știi ce-i aia Nistru? E râu, apă curgătoare. E la deal, la vale. Știu. Da. Loculeț, o luat, o prins un vers. O potiulică, o prins alt vers. O scoică, ia ca așa. Păi tot spus, profesoara de limba română Tamara Mihalna să învățați, să știți legendele astea care le-a scris cine? Știi cine le-a scris, măcar? Cine? Am ușa să vezi, dar dacă nu știi, dragii mei, vreau să vă zic că acum e la modă să scrii. Am să scriu și eu, dar de data asta nu-s eu, dar bineînțeles că e scumpa necumătră Natalie. O scris o carte? Așa. Poveștile și legendele de pe Nistru au fost adunate într-o carte. Fosta noastră colegă Elena Briciuc, alături de Nata Alvot și o echipă ca lumea, au reușit să aștearnă pe foi cele mai frumoase legende împărtășite chiar de localnici. Eu am lucrat în satul Holercan, am adunat povești de acolo. Au fost 3 luni de muncă, 3 luni de iarnă. Au fost zeci de oameni intervievați. Au fost peste 30 de istorii care le-am găsit sămânța când am încercat să facem din ele o legendă. Și doar 10 au nimerit în carte. Noi cu toții avem nevoie de povești. Cine nu crede în puterea poveștilor, cred că se dezice de puterea amintirilor din copilărie. Această carte este aducătoare de magie, una care colectează folclor de pe două maluri ale Nistrului, unindu-le prin asta, creând un pod.
dat de magie. Invitații au citit câteva fragmente din carte. Andrei Porubin a simțit aceste povești pe propria piele, pentru că se trage chiar de pe malul Nistrului. Și mama Dumnezeu s-o ierte, parcă o aud cum striga de pe deal. Măi, Vichea, am un frate geamă în Victor. Măi, Vichea, măi, Andrei, veniți acasă, că-ți vă uși de tatu. Asta era fraza pe care o auzeam în fiecare zi. Deci este o carte pe care o să o țin la loc de cinste în biblioteca mea. Am rămas mirată că printre noi avem, adică printre cercul nostru de jurnaliști, avem pe domnul Porubin, n-am știut că e de acolo și m-a bucurat enorm de mult atunci când a povestit lucruri atât de interesante despre satul Polercan, despre oamenii de acolo. Cartea poate fi citită și de vorbitorii de limbă rusă, iar Pașa Parfenii a făcut-o chiar în fața mulțimii. Когда-то на месте Терновки стояли заросли дикого терна, непроходимая стена из колючего кустарника, жалящего до крови, росла аж до холмов, сколь было глазом видать. Hi, Z! Sunt în căutare de pix. De pix? Ia stilou dacă nu ai pix. Tanțidora, și? Eu am auzit că Tolstoi, el scria 4 ore obligatoriu în zi. Nu contează și, dar scrie 4 ore în zi. Și vreau să caut pix, să scriu 4 ore. Hai, prima oră, așa e că Iura te cheamă să dai pix. Du-te la Iura. Iuratica? Cât Jănica mie își caută pix, vreau să vă zic, așa, nu m-am așteptat că așa de bine știa citi. Bravo, nota 10. Așa, dragii mei, nu uitați. În afară de faptul că ne odihnim la maxim, osușoarele, costițele, amantele, trebuie din când în când să lecturăm. Și bineînțeles că mai bine decât în satul natal, Baștina natală, de data asta lui Andrușa Porubin, pe care îl iubim și îl salutăm și îi dorim o virandă puternică la vânt. Pentru și te-a apucat muza. Te-a apucat muza? De ce te-a apucat muza? Ha? Hai scrie, ia că poetesă și asta, drag doamne. Dar vreau să vă zic, până jenica mea a să nască, a să o idee din asta, măi genială, măi coci. Și tășem, dar ies din misiuni, poate că. Oamenii buni sunt gestele de zoarele, să nu-mi deranjați scufița asta. Hai! Poetesa ta, eu de poetesă. Dar dați să vedem pozele până jenica mea să ciască. Vreau să comentez și ele mai frumoase și cu siguranță. Noi știm să ne îmbrăcăm. Așa. Raz, va, tri, ciun, 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 ciu. Este? Așa. Cu și începem? Dar bineînțeles, o să începem cu ea nostru. Vorba aia, noi pe noi ne lăudăm, dar e frumos, parcă e din formația Zimbitoarele Moldovii. Așa, dragul meu Porubin. Madora. Și? Te-ți un pic mai încet, vă rog? Am vorbesc ca buși pe filtru, dar... Așa, Andrușa, îmi place foarte mult dansul tău. Se asortează perfect cu stănuțul albastru. Îmi place cămașa. Cromatic îmi pare foarte bine, în afară de pantalonul ăsta din denim. Blugii ăștia. Trebuie să ai o pereche de pantaloni negri dacă ai vrut să fie așa mai casual și mai elegant. Hai să mergem mai departe. Așa. Ua, ia uitați-vă. Natașca noastră, Natasha. Așa. Natalia, dai cald afară, draga mea, chiar în negru. Tu de obicei ești îmbrăcată, ia că s-a dogorât rochia, vezi? Și-a făcut și ei un fel de focus mocus și-a făcut un trandajir. Nata, bravo pentru asta, că știu cu rochia și avea acolo o găuriță și tu ai cârchit-o binișor și ai ieșit din situație. Cel mai tare la ea îmi place cartea. Cartea, ei, și nu numai cartea, dar și e că și aici îmi place foarte mult. Nata, îmi place rochia, numai că noi, aș fi preferat. Nu, ia uite, vezi, eu sunt albă, tătă, luminoasă, stea, zână, curcubeu. Și să mai zic despre mine, îmi place foarte mult încălțările, cum le-ai asortat la această rochiță. Îmi place și inima ta, care ușor atinge altă inimă. Așa, machiaj, nima. Păr nima, foarte bine, bravo. Ceasul ăsta roz, vrei să ai și tu un fetiș. Ceva mai e, așa mai e. O scrie despre fetiș. Hai, fetiș, că îți dau și eu idei. Mergem mai departe. Pașa Parfenii. Ia ieși cu așa să te văd eu. Ia uitați-vă și când la nașa avem. Gata, au trecut partele.
fiți. Ia uitați-vă și păr, s-a schimbat total lucru. Așa și eu îți creasă. Numai că nu... Mai să mă scăp cu un cuvânt rău. Și apă Maria, Maria, n-ați idei voi la băițel să uite. Da, Maria, dar tu șed aici să uite, așa-i? Să o filmez, mare. E băițelul meu, numai o leac să uit cu un vieț. Da, și-am zis, e clopoțel, e... Așa, merge. Îmi place foarte mult acest polo, pantaloni scurt. Culoarea la Adidas este foarte bună, dar trebuie alta. Merge, dacă crezi, e perfect. Faci la... e bun. Eu vreau să lansez o carte și o să numească nu rozmarin, dar pătrunjel. Pătrunjel. Hai să-mi dai un comentariu, să nu să-ți faci țele. Mergem mai departe. Așa. Doamna Berzoi, doamne, câte veri o trecut ani de când nu ne-am văzut. Tot atât de tânără și frumoasă sunteți, așa cum v-am cunoscut eu, țineți minte, în primul an de facultate. Când am vrut eu cu Siriojaș, el a vrut cu Natalia și eu am vrut cu Borea și Mata. Ei, repetentă. Apoi eu am rămas, dar doamna nu. O doamnă stilată, elevată, cu o dicție perfectă. Și am să te rog, draga mea, foste colegă, din când în când să mă ajuți. Că eu, știi, mă scap din gura asta mea, gaura asta, gaura neagră. Chiar dacă îmi cade și proteza, mă scap niște rusizme. Dar hai să vorbim despre ținută. Tot timpul elegantă, n-am ce să zic. Rochea perfectă, și cartea. Și am mai frumos să apreciez la o femeie, știți și... Cartea din mână. Dar mie unde? Dă-mi și tu o carte să vadă lumea că-ți deșteaptă. Bizuiești cu copiii ăștia și nimic. Așa, mergi mai departe. Nu te conving cu cărțile. Hai, dă-ți te văd, treci încoace. Hai să văd cartea și ai. Și-i scris tu. Adă, și... Hai, citește. Să citesc? Da, citește. Să te vadă lumea până o-mi mânca, până o-mi savura ale noastre bunătăți. Hai, zi. În această zi de vară, pe malul Nistru... În picioare, în picioare, frumos. Actoricește, hai că te-o învățat, ridic-te frumușel, cu intonație, cu vocificare și frumos, hai zi. Nu mă pișca. Nu te... În această zi de vară, pe malul Nistrului, s-a creat o lume interioară pe care nimeni pe lumea asta nu o cunoștea, nimeni până atunci pe lumea... Bravo! Dragii mei, eu vă propun ceva mai gustos decât poezia asta lui Jănica. Vă propun să gustați o colivă sau, deși nu, un tort cu o cireașă din asta, așa. Cum știi, numai mâca doar să o facă. Dar Jănica scrie poezii. O, poezia ta. Trece cu astea, Jara, poezii eu zic. Stai să te mama? Nata, salut! V-am găsit. Dora m-a trimis să-ți dau acest coș. De obicei, noi ea pune coliva, tortul în cutii, dar de data asta am de ce să facem ceva mai deosebit. Dar ce mi-ați spus aici? Gata! Asta e pentru mine! Asta este tortul din partea Dorei pentru, atenție, cea mai inspirată ținută la evenimentul vostru, la lansarea cărții. Voi sunteți niște minciunoși. Și tu și Dora. De ce? Ce pot să vă spun? Pentru că ei, de fapt, vreau să-mi dai mie coliva, după care eu zic, pentru ce să-mi dați coliva? Dar nu de data asta, altă dată, mai înainte. Da. Nu v-a plăcut vouă, nu știu ce ținută. Acum un an. Da. Și eu zic, băi, ce cu voi? Voi nu urmăriți reviste de modă, poftim, ia uite cum arată rochii aceia pe care am purtat-o. S-au calmat, dar tot nu le dă lor pace treaba asta. Vreau să te felicit, mulțumesc. Și să-ți doresc o sarcină ușoară și să-mi spui cum a decurs conceperea. Da, conceperea a decurs bine, mulțumim. Dubla 2. Scriu asta în stai. Dar spune stai. Nu te ia, ci. Nu te ia, gata. Pentru că în Moldova sex nu este, copiii apar așa din varză, din flori. Există și un proces de concepere. Penis vagin, penis vagin, a dat rezultat. Penis vagin, penis vagin, sincer recomand. Dacă poți să ne spui, nu știu, nu sexul... Pot, nu vă spun nimic absolut, eu mă simt foarte bine, mulțumesc că vă îngrijorați pentru mine. Mă simt foarte bine... Acum o să vă deschid un oarecare, hai să zicem, un adevăr, poate nu neapărat plăcut despre mine. Eu nu sunt o gravidă tipică. Eu nu mă simt nici slabă, nici vulnerabilă, nici bolnavă, nici dornică să petrec multe ori în pat. Eu nu am nevoie de compasiune, nu am nevoie să mi se dea scaunul, să mă așez, nu am nevoie cineva să aibă nevoie de, să aibă grijă de mine în mod deosebit. Mă irită enorm de mult atenția sporită pe care o trezesc
cu sarcina mea. Nu-mi place să pună nimeni mâna pe mine, să mă atingă, să fie tandru și așa mai departe. Dați-mi voi, vă rog, să trec de sarcina asta cât a mai rămas din ea. Cât timp petreci în fața oglinzii înainte de a ieși la vreun eveniment, la vreun interviu? Eu petrec foarte puțin timp în fața unei oglinzi și cred că lucrul ăsta se vede. Eu nu-l ascund. Iarăși, nu... poate este un cusur al meu, dar eu mă simt bine petrecându-mi timpul pentru lucruri mult mai interesante decât în fața oglinzii. În rochia pe care m-ați văzut voi ieri la eveniment, este o ținută care m-a făcut să mă simt foarte bine, ceea ce în timpul sarcinii este deosebit de complicat. Apropo, ai așteptat să-ți dea tortul așa? Nu, n-am așteptat. Nu am așteptat tortul. Și eu scaut acum să fac o pomană cuiva, pentru că trebuie să mă abțin de la asemenea delicii. Dar îi transmit Dorei să mai stai pe acasă. Fii și tu un pic așa, mai gospodină, mai stai pe acasă, cât se poate atâta în Europa și în Europe. Eu înțeleg că lumea te caută, te vrea, dar mai învață și tu să spui nu, știi? Adică este o măsură, mai stai pe acasă, mai ieși la proteste, Dora. Iată, eu nu te-am văzut la proteste, sper să te văd duminică. Și nu mă grăgești, 3, 2, 1, mergem. Dacă ai văzut că nu m-am atăzat, spune-mi. Domnul din cască, te rog eu frumos, nu mă grăgești, știi că eu sunt în meno... Stop. Dragii mei, vreau să vă zic că până jenica mea își reface a ei poezioară, vă propun pe lângă... Și, Jana, și te uiți așa la mine. Și nu ți-ți drag, auzi, și mușchile te s-au prins de sânțarii ăștia salgi. Parcă-ți bulgări de zapadă. Dragii mei, așa frumos, vine cu aici, vine cu aici, vine cu aici. Dar ne dragă. Uite acolo. Unde? Și eu zic P și tu U. Pu? Pu? Nu e Jana! Eu ți-am zis, dacă se începe cu Pu. Pu? Ia ca copchii ăștia, doamne! Trece tu așa! Asta, aici sau acolo? Aici! Hai! Pu! Pu! Puc! Care puc? Seara îmi faci pucuri! Publicitate! Aprochii o voce îngerească din noi. Da, aud o voce. O auzi? Dar nu o vezi? Da, aud. Aud? Dacă n-auzi, dar bămâneai să auzi și aici și o vezi. Dragii noștri telespectatori, această voce, bineînțeles că ați recunoscut-o, fi scumpa și un pic dispăruta noastră, Cezara. Cezariană? Eu te ascult, da. Bună ziua. Dar nu, nimeni nu te-am auzut, nu te-am văzut. Și s-o părf în nimic. În emisiunea noastră. Părul ne-a schimbat lung până jos. Nu chiar. Un pic la mai căsăchic. Un pic tare, tare. Ia loc, te rog, pipuficul meu modest. Dar comod, aproape din... Nu în zadar am spus că un pic dispărut. Un pic așa, ai dispărut din viața noastră bondenă. Nu. Sunt. De când ți-ai făcut familie? Ești așa mai mult, mai familist sau nu? Nu, și da și nu, depinde. Nu vă spărați, cine sunteți? Ia că vezi, Jana mea, deși zic, general, interpretă, Cezara, să nu mă lași fără de tine niciodată. Nu vă voi lăsa nici când. Așa nici eu. Ce mai face draga noastră Cezara? Ce face? Este bine. Vară, frumos, aer, aer, știu. Nu în zadar ne-am chemat pentru că vreau să mă duc și eu o leac să-mi odihnesc cu osămintele. Unde ai fost în vacanță și cum e acolo? Să știi că n-am preconizat vacanța asta. Așa? Dar soțul a zis că face o surpriză și eu așa m-am lăsat pe el să facă surpriza. Cineva va lua de soție? Ferici de femeile care au un soț, așa? Și unde ați fost? A fost în Turcia, dar nu sunt tare, tare încântată, în Antalya. De ce? Nu știu, nu mă simt eu acolo bine. Eu vreau în Grecia. Da, vă înțeleg perfect. Spania. Măi, bărbate, măi, bărbate, du-o pe fată în Grecia, nu în Turcia, că de Turcia nu mai vrea. Ce mai faci Cezarela al nostru? Crește, voinic.
Cezrel este fericit alături de mama, pentru că mama se ocupă mai des de el. Tata în continuu lucrează și ne vedem o dată în săptămână, dacă ne vedem este bine. În sens bun al cuvântului, hai, să nu iei. Dar nu, eu nu iau importanță o dăi, dar nu o dă nimic, știi să iau, las? Am înțeles. Adică el este foarte ocupat. Și eu mă ocup de Cezar și de cariera mea și de Cezar și îl mai duc și pe la muzică și am înțeles, ne-au spus gurile bune că ușor îți calcă pe urmi. Are voce frumoasă, vrei să fii și interpret sau? Da, el vrea să fie interpret, dar eu cumva încerc să-l mai ghidez cumva, zic, dar poate mami și un medic ceva. El îmi dă din cap așa cu ochii lui așa mari și zice, da mami, medic, interpret. Dar cât ani are? 5. O, e micuț, așa. Medic interpret, el știe, o să fie cu vista chinjalul în mână și o să se nu mă laș, părul rărunghi vreodată. El trebuie să fie medic plastician. Asta mami. Acum asta e la mod, e ca șanier și-o pus în buză. O leacă de... Nu, că... Nu din asta. Dar de care? Păi, medic plastician. Mă înțelegi? Nu cosmetolog, medic plastician. Faci, tai, da, puni. Da. Bun, până o să ajungem ca el să fie, să ne opereze și mie. Fă-i da, ca să ne mai știu că îți pregătești de o premieră. Despre ce-i vorba? Ai o premieră. Premieră? Da. Nu știți, da? Hai, spune-mi tu, că chiar și râzi și te faci acum că nu știi. Ți-i fac un pic. Da, despre ce premieră zici? Din februarie. Din februarie. Acum. Spune-mi tu. Ah, tu zici de piesa mea. Dar de ce nu zici nu de piesa mea și de operația lui Fiorto? Spune-mi da. Tu. Spune-mi tu, o piesă la care țin foarte mult. Și apropo, am testat-o pe gustul, nu. Pe gustul. Da, mă, să te sunt joarici, eu vreau să ascult o leac, o văzut că nu mare, o scoate în piață, bravo, Jana. Nu. Am testat-o pe auzul și pe gustul feciorului meu, pentru că toate piesele mele noi, dacă place lui Cezar, atunci ele sunt cu... Eu premieră am văzut cu o echipă din România, vrei și tu? Păi da, echipa din România deja e de 4 ani. Am devenit străin tot la fel cu ei, am colaborat. Eu lav la fel cu ei, spune-mi tu la fel cu ei. Am avut și mai multe spectacole. Iată de ce zic că am dispărut. Pentru că o perioadă am fost plecat în România și făceam la vieta des. Da, ați venit la noi dar să vă lăudați? Nu. Băi, m-a întrebat de ce am dispărut. Eu n-am zis că am dispărut. Eu am lucrat. N-am mai dispărut. Eu știu că în România acolo altfel curge banul, așa că la noi așa, o lecțic crește mai aici, e așa, te iuți cât spăduciu și sărim acolo peste râu. Cum sunt românii ca și public? Apreciază muzica ta? Da, să știi că m-am simțit foarte confortabil și, apropo, mi-am adus aminte de anii 90 ceva, 2000. Așa? Când publicul era altfel, era mult mai receptiv, era mult mai cald. Ce s-a întâmplat? Nu s-a scăpat publicul. Dar acum de ce dar publicul de România este așa și la noi? Fiindcă el este aproape în Europa. Da. Dar noi suntem încă în Dodonia. Am înțeles, ați murim aici. Așa, draga mea, știu că e bine la români că am fost și eu la dânșe, dar vreau să zic că... A fost bun aici. Cum românii au cvas, apropo? Cas? Da. N-am văzut. Cum n-ai văzut? Dar iau de o idee foarte bună. Știi că noi numai scoate cineva o idee, hop, altofoară. Adică e bine, hăi, dar cum? Du-te în România, vinde niște cvas, tu știi și afacerea. Să vând sau să fiu, să-l produc? Să-l produc. La alegerea mea tale. L-aș produc și eu mult. Dar nu mă tale, că eu s-am cu tine am vrut să zic. Cine? Cu noi, cu Moldova. Undeva la mijloc. Undeva la mijloc. Așa. Dragii mei, nu în zadar am zis de cvas, pentru că am provocat-o pe Cezara noastră dragă, să vândă deocamdată în Moldova. Cvas? Cvas? Moldovnesc? A? Așa. Dora i-a schimbat meseria Cezarei și pe o temperatură de 32 de grade a trimis-o la piața centrală să vândă kvas. Doamne feriește, măi băieți, măi, eu să mă mor aici de cald. Dar nu-mi place cum arăt. Întoarce-te rog să văd cum arăt în cameră, please. Eu din senzuală
Și cum o să stea aici, o să zic că am burtă, ia. Așa, deci, ăsta e 3 lei, ăsta e 6, ăsta e 1 litru, 15. Și care litru jumate? Ăsta. Și care e diferența? A, gata, acum o văd. Să mă fac vânzător mare, doamne, oare ce să vând? Savurați cu plăcere. Poftim. Cât este caramel? E gustos. 6. E gustos pasul, da? Vă place? Toată lumea la coas. Meseria o impune să arate bine oricând și oriunde. Cântăreața muncește de mică și știe câte de important să le faci pe plac tuturor. Am început când de la 7 ani, dar mai serios, aduceam bani deja de la 14. La 14 deja aveam banii mei, părinții n-aveau treabă cu chestia, ce să cumpere, ce să mă îmbrace în scenă și nu știu ce, deci eu singur îmi cumpăram hainele. Ce mai mare vânzător, oameni mult faceți ca mine, haideți să cântăm în cor, vindem să ne fie bine. Cel mai mare vânzător, oameni mult faceți ca mine, haideți să cântăm în cor, vindem, vindem, vindem să ne fie bine. Scuzați, vă rog. Acum îl iai? Da? Mersi. Și ce-ți fac eu muia? Cu ăsta? Și vreau să te întreb dacă știi cine ți-a turnat azi cfar. Nu știu cine o turnat, dar nici nu știu cum o cheamă. Ne-ați știut cine vă vinde cfas? Da. Cine? Rodica. Cine? Rodica, doamna Rodica. Interpreta a acceptat provocarea cu ochii închiși. N-avea habar ce pericole și riscuri presupune comerțul stradal. Și cu coasul ăsta? Dar ce cu el? Încearc să-l bei, poți să-l bei singur. Păi, dar ce cu el? Încearc să-l bei, coasul ăsta, încearc să-l bei. Dar nu pot, că am băut deja, nu mai dau. Mai bine, să văd că-l bei. Rată un altceva care este cu coasul, deși e făcut bărție, poți să-mi spui. Ce cu coasul ăsta, poți să ne arăt un altceva. Păi, dar nu am acte, eu aici nu crezi. Dar cum crezi, dar și mie ești tu nevins. Ui, pe mine m-a evitat să la provocare să vin aici, că care-i problema? Care-i problema? Încearcă să bei coasul ăsta singur și ai vezi care-i problema. Restul? Dar nu, dar restul ăsta, tu arată-mi documenti. Hai să ne înțelegem. Care-i problema? Ți-mi torc banii înapoi sau ce fac? Nu trebuie să-mi torci banii înapoi. Dă numărul la director. Așa, eu acum lucrez. Nu vă nervați, dar eu nu mă nervați, dați-mi un document ceva. Vă dau pentru pagubi înapoi și o să plecam și gata. Dați-mi un document ceva care arată că dumneavoastră sunteți vânzătoare sau cu coasul este natural. Eu nu sunt vânzătoare. Vă zic, nu sunt vânzătoare. Păi și cum așa e vânghetă? Coasul este bun conform criteriilor de... Unii sunt scrisie ăștia. Din ce-i făcut coasul? Puteți să-mi spuneți. Nu mă interesează eu și subiu, cum subiu porcăria asta, să vă turn în capă, mă. Dar n-ați trebuit să stați în cap. Știu cu coasul ăsta, te răcoriesc? Dacă eu azi de cu coasul ăsta, eu azi dau cu 10 coasuri. Dar tu ne arăți un document. Nu mă provoca, că și eu pot fiurea. Nu m-a provocat, dar tu ce mă provoci? Eu așa nervos. Dar cum sunt, da? Dar ce drept ai tu să-mi dai cu coasul în cap? Noi am pus la cale o farsă ca să încercăm nervii Cezare, dar se pare că am reușit să scoatem din fire alți trecători, care imediat i-au luat apărarea tânărului păgubaș. Eu nu sunt vânzătoare. Nu ești vânzătoare, dar ce stai la prilapcă? La ce stai la prilap, dacă ești vânzătoare? Ia vine și gustați cfasul cu cineva, a spus cfasul e rău și a început să trăie la dânsa. Sigur, ia du-și eu cât după așa e cfasul ăsta, că se vedeți cum e cfasul ăsta. Eu cât că de cfas, mă duci, vedeți cum e cfasul ăsta. Ce spune cu vânzătoare? Nu, la cine au de la dânsa, mă văd așa, că spun că nu vând aici. Dar ce-ți pot la prilap, dacă nu vând aici? Cine vânzătă-i marfa? M-ați văzut aici? Dar cine vânzătă-i marfa prin mine, dacă tu nu ieri vânzătoare, cine dă-ți marfa? Cineva care s-a luat cu mine, nu știu. Cine dă marfa în primire dacă nu e vânzătoare? Cum domnule și o trântit aici și n-ați venit? Ori eu ajuns la provocare, la provocare. Dar dumneavoastră cum ați proceda? Ați proceda că ar trebui cu fasul ăsta să iei și să iori ca așa uți. Mai mult ați mai pui așa ca să ia. Ia că ai mă duc și cumpăr din banii mei o strip de ei. Cu fasul aduc sub bus, ieși cu fasul, acolo și cu fasul ei. Într-un final, nu ne-a rămas decât să punem punctele pe ei și să-i dăm Cezare ce este al Cezarei, iar Dorei ce îi aparține. Și ne arăți un document sau nu? Nu am document! Atunci eu ultima oară când trec aici. Stop! Asta a fost o farsă!
Marca, Dora, Jo. Eu îți mulțumesc pentru provocare. Spune-mi cum provocarea Dorei. Ce emoții ai? Dora, eu nu mai vin aici niciodată. Eu n-am să beau kvas niciodată. Și ce, Zărica, un pic ai tremurat? N-am tremurat, m-am enervat. Dar ce te-ai enervat? Păi da, ce-s cu pretențele alea? Ce-s cu... Vreau să zic că ăla, le-am ști și dragii mei, ăsta a fost un actor, chiar așa frumușel, l-am rugat s-o provoace un pic Cezara, ca și cum căvasul nostru nu este bun. Da, dar femeia aia tot a fost... Ideea mea, v-am vrut să văd cum stai tu cu nervul. Și femeia... Și femeia tot a fost revizat. Tot a fost, dar nu, femeia stă la vânzare, bineînțeles, că vrei și femeia să câștigi o bucată de pâine tău. Dar recunosc, vă stă mai bine în albastru decât în roșu. Puteți să mă faceți rochie din draperia noastră. Spune-mi, te rog frumos, ce trebuie să se întâmple ca Cezara să se enerveze pe loc? Că acolo am văzut cu un pic un pipipi. În goleac, tu ai cuvasul în gând și te duceai câlburile. Cezara de obicei este calmă, dar dacă o duci la starea asta, atunci fugi. Fugi cât mai repede, că ori te alegi cu o leziune ceva, ori... Da. Uite, ca să nu vă tulburați, puteți să gustați ceva din acest buchet? E o floricică, o lămâie, aici sta roșu, vă calmați. De la iute ți ia vinte cu bani. Așa, da. Vă o chestie. Dar cum să o iau? Cu putere, cu forță, cu draga mea, Cezara, lasă mâncatul. Imaginează-ți că asta era pe bune. Ce era să se întâmple mai departe dacă nu era cameră? Că e omul ăla în coleac și îți dă drept cu vasul peste părul tău frumos de alondră. Păi dacă îmi dădea el mie... Adică ești din asta războinică, dacă da. Tu te dai la mine... Păi sunt un zoo de berbecul, nu? Uaa, și eu! Nu, eu o leac la mine chicat în vas de mițică. Da, niciodată nu. Pe 5 aprilie? 5? Eu pe 21 martie. Hai, dar am și-o vorbit despre zodiacul. Nu, să știi că femeile berbecuțe sunt femei devotate. Berbecuțe? Da, da. Sunt femei devotate. Nu, stai, berbecul, eu știu că e gen masculin. Dar eu am zis berbecuțe. Dar feminin. Oița, berbecuțe. Nu, adică oița este anul oiței, noi suntem berbecuțe. Bine. Berbecuțe. Măi, berbec și oaie. Eu am zis berbecuțe. Bine, hai berbecuțe, limele, hai să mergem mai departe. Credeți în zodii? În zodii? Nu. E ca o întrebare foarte bună. Hai, au spus că nu. Deodată te opriți. Și dacă punem așa o întrebare... Ha. Dar în ce credeți? În cvas. Hai de doar nu m-am furcat. Dumnezeu, draga mea. Da. Și vorbiți cu el? Fiecare zi. Dar vă răspunde? Da. Uite, acum, discuții de coptimite. Dacă ai spus că ai încredere în Dumnezeu, ai avut în viața ta vreo cumpână? Pentru că noi știți, de-a lungul vieții da. Avem cumpeni și mai... Și, care ai simțit că Dumnezeu există și te-a ajutat? Patru. Tu le numeri sau... Păi da, pentru că sunt puține. Le faci colecții? Nu! Nu dau și eu o cumpână. Nu, eu nu le număr. Ele sunt foarte importante pentru mine. Pentru că este o lecție de viață. După aia... Nu, una. Dă-mi un exemplu, una din ele. Una. Chiar recent. Când, nu știu. În mai. Acum. Așa? Așa. Tip operații. Ai avut o operație? Da, dar sunt ok. Vezi că sunt în regulă. Ai schimbat nasul. Ce-ai făcut? Pomieță, la ce operații? Am avut la nas operații, dar nu este estetic. La buze? Așa. La nas, dar nu este estetic. Așteaptă, îți crească fiorțul mai și el a să-i faci la nas. Da, păi am zis că ce s-ar trebui să fie... O să aveți nevoie atunci. Da? Crezi? Așa-i cu vârsta. Da? Dă-i și fie mie, eu cam ușa să-i... Dora, și tu la fel? Eu operații am. La mine e disfăcut de aici tăți, luat tăți, spalat, dat cu kvas și pus la loc. Vedeți că se acoperă cu pânze. Asta e pentru țânțani și te rog da. Eu frumos. A, păi, idei bună, trebuie să... A, gata. Și ochelarii pentru ce tot la fel? Ochelarii? La fel acoperă. Pentru că la mine doi ochi eu nu văd. Eu și cu ochelarii am patru, ca să te văd mai bine. Dar ce ai așa gură mare ca să te mănânc mai bine? Da. Hai, dar bunicuța și scufița roșie. Cine-i lupul? Păi sunt roșu, nu? A, tu ești... A, dar prea sexy scufița roșie. Hai că trecem la povești, la zbăi. Ce pregătești nou vara aceasta? Un cântec de vară, toată vara, da, la mare, la soare, cu veverițe ligoare. Dar de ce, dacă e standard toată vara, înseamnă că și eu trebuie să cânt toată vara. A cânte toată iarna, dar cânt-o vara. Da, pregătesc ceva nou, dar este o surpriză, nu pot să zic, nu zic din start, deci absolut altceva de ceea ce fac eu. Cam în stil balcanic, puțin,
Da, zi. Știi, acum e la mod să faci un videoclip, adică aproape se link tăti, funduri goale. No. Vrei și tu să streși în această... Nu. Nu? Nu. Așa, mai frumușică, mai lejer. Păi tu n-ai văzut videoclipurile mele, deci sunt destul de senzuale, dar în același timp cu gust. Da, dacă vrei să prindă, dacă vrei și hit, trebuie să arăți o... Așa, o deci, deci eu trebuie să fiu ca toate, da, sau cum? Ia că mă bucură foarte mult, știi, că acum repede, ca să devii vedet, te-ai dezbrăcat. Ca Eva, te lua frunza de la măr și gata, ești vedetă. Păi eu astăzi am venit foarte așa delicat. Spune-mi, te rog frumos, ai zis că vrei să scoți un cântic nou. Toate piesele pe care le-ai scos tu până acum sunt dedicate cuiva anumit sau dedicate la toată lumea? Să nu mă lași. Este dedicat bunelului meu, de fapt. După ce a decedat, eu am avut așa o stare foarte aiurea, da? Uh-huh. Și așa un dor nebun de țară, de bunel. Și, de fapt, această piesă este dedicată lui. Cu toate că lumea crede că este dedicată unui iubit, nu știu ce, că m-a lăsat, că nu știu ce, să nu mă lase, să nu știu ce. Dar ai avut vreun iubit în tinerețe când te-o lăsat? Tinerețe? Nu, dar nu că ești și bătrână, dar în adolescență, hai să zicem. Care m-a lăsat? Sau toi de papuși la tăți? Până vă gândiți să vă fac un cocktail, un mojito. Hai, du-și un mojito. Vreau dar te rog fără mentă. A, bine. Fără mentă, de la mentă, dar și fără mentă. Știu că la bărbați de la mentă se duce inspirația. Nu-mi place. Nu-ți place menta? Da. Uite, încă o întrebare din asta mai scurtă. Ce preferi, fotbalul sau protestul? Deci zic asta pentru că știi, nu putem noi. Asta știu eu. Hai să-ți dai foc, amuș, liniștești. Asta știu eu. Asta știi tu. De fotbal sau de protest? Depinde ce fel de protest, depinde ce fel de fotbal. Că vorba aia, știi, țara azi, dar baba să uită la fotbal. Dragii mei, vă rog să mă scuzați, dar nu putem să trecem fără ca să menționăm despre protestul care este în Moldova acum din cauza unei conducii de-a, Doamne iartă-mă, că nu-s validi. Și alții protestează pentru un viitor mai bun, dar alții se uită la fotbal. Da, votați-mă pe mine. Da, și știu. Ca primar. Ca primar, hai să vedem hai atunci. Hai să trecem la lucruri mai adevărate. Jenica, iar e, te rog frumos, prezintă lucru. Care lucruri? Să înceapă aventura. Care? La cameră, frumos. Nu știu ce se întâmplă cu acest campionat de fotbal, dar el ne-a blocat creierul de cetățeni ordinari și de treabă. It's Moldova, Chișinău! Yes, Chișinău, yeah. We have little troubles in Chișinău. Yeah, yeah. Our primar e Doamne Ferește. You know romanesky, but yeah, baruski mia. Primar, the capital of the capital. Cum crezi ce scor va avea lupta capitalei cu dreptatea? 2-0. Cine va câștiga? Franța. Am rămas fără primar. Da. Dar eu n-am timp să ies, să mă informez. Eu lucrez. Nu am timp serios să ies cu ora. Da, înțeleg, e greu. Peste gard, alți oameni decid soarta capitalei. Voi ce faceți în timpul ăsta? La moment privim fotbal, e foarte bine, leacă-i cald, dar în general e bine, așa e. Sunteți viitorul meu, eu cred în voi. Dacă ar fi să alegi între patrie și fotbal, tu alegi fotbalul. Nu prea. Adică țin mult și la patria mea, dar adică așa dar se primit. Un pic mai mult la fotbal. Da, un pic mai mult la sport, nu doar la fotbal. Mulțumesc mult, la revedere. Concret, mă jigniți prin faptul că vă odihniți în timp ce capitala mea moare ca un pește pe uscat. Se termină meciul și imediat plecăm în fața primăriei să protestăm și noi. Despre ce va fi acest protest? Venea, tu ești avocat. Nu, eu nu cunosc detalii. Eu cunosc Franța și Peru. How do you do? Good life in Moldova, yeah? Yeah. Yeah. What are you doing here? We're here for holiday, for vacation. Oh, big holiday!
doare. Mă doare? Da. Mergeți la mine. Mă doare, strig și apoi știi piesa? Nu. Dar eu da. Trebuie să ne revoltăm, trebuie să ieșim masiv la proteste și în continuare poate totul se va schimba și vor înțelege că votul nostru contează. Da, sincer mai convins, recunosc. Nu știu dacă cineva din țara asta a mai rămas cu o mică șansă măcar ca să gândească că ar fi ceva bun sau ceva, vreo schimbare pe viitor care să ne ducă spre bine. Dar ce se întâmplă? Oamenii sunt la protest. Poftim? Oamenii au ieșit la protest. Da, femeile? Și femeile. Să fie sănătoși. Copiii dumneavoastră sunt aici sau nu? De mult au plecat, 20 de ani urmă. Și ce au spus Moldova? Только по-русски можно, я вам удачу? Да, и только по-русски. А почему не учил пока румынский язык? Учил, знаю. А почему не говорим? Трудно. Почему трудно? Ну, а практика. Я весь капоть, так аврей. Вот голосование. Да? Да, да, да. Пошел бы ты на вот. Да. Да. Ты просто гениален. Знаю. Ну чем я такой гениальный? Не знаю, что такое капитали, не знаю, что такое румынский, не знаю, что происходит. Но у тебя все хорошо. Ну отлично вообще, я даже не парюсь, что происходит. Эка. Jumătate de capitală la protest și jumătate se uită la fotbal. Eu? Salut, nu știu. Poftim, poftim. Apia ca așa, dragii mei, jumătate din țară se luptă pentru un viitor mai bun, dar jumătate și-o pus palma în roti și se uită după minge, dragii mei. Ca să nu se uite, să nu știm noi mingile lor, ca să ne futbolească mulți ani înainte, nu uitați mâine la protest. Vreau să te întreb încă o chestie, așa scurtă. Ai cântat vreodată în campanie electorală? Da. Da? Da. Dar pentru că îi susții sau că... Nu, pentru că... Nu, și-am susținut. Dar pe atunci era... Știi, s-a pornit abia revoluția asta cu limba română și toată lumea patriotă să fie și chestii de genul ăsta. Dar atunci era primul val și eu fiind așa de vreo 19 ani, cum? Nu. Așa o fac frumos, cum să nu cânti? Păi da, și-am susținut lucrul ăsta. Nu știu unde s-a pierdut patriotismul ăsta din noi. Nu știu unde, na, e pe undeva. Părerea ta, ar trebui interpreții să se implici în politică sau nu? Nu. Asta nu, pentru că după aia suferi foarte mult, după aia zici, tu ai contat cu ea, dar de ce n-ai contat cu ăsta, susții pe ăla, dar ce faci cu ăsta și când vine ăsta la putere, tu ce faci cu ăla? Da. Dacă bănișorul vine, așa e, când e banul, uităm și de inimă. Doar asta e, Olea, că dar banul ăsta îl pui în buzunar și după aia nu-ți vine niciun ban și atunci ce faci? Tocmai de aia. Vreau să zic, acum nimeni n-o sticrit și ai să cânti aici, acum sau niciodată, fără bani și fără câci, că din contra o să te laude, pentru că oamenii care ne urmăresc sunt niște oameni extraordinari și piesa asta le-o dedicăm la toți. Le-a fost dor de tine când i-a scris o vrem pe Cezara, o vrem pe Cezara, dar de sub Cezara nimeni nu vrea. Nu, deasupra, hai deasupra, am înțeles. Cezara, muzica vă rog. Opa, eu am eu telefonul să nu leacă în live. Mă duc, l-am de ri-de-ri-de-ri-de-ri-de-ri-de-da și nimeni nu m-a crezut, l-am de ri-de-ri-de-ri-de-da și nimeni nu o să mă creadă, l-am de ri-de-ri-de-ri-de-ri-de-ri-de-da fiindcă n-o să mă mai vadă, l-am de ri-de-ri-de-ri-de-da. Șaoleule, da
și o cămară, l-am de ridere, de ridere, de ridere, da. Să mă găsuiești o sară, l-am de ridere, de ridere, da. Ai o tindă și un bordei, l-am de ridere, de ridere, de ridere, da. Țața găsuiești în trei, l-am de ridere, de ridere, da. Cezara! Cezara! Eu sunt doamna doamna! Dragii mei! Când nu doarme și-mi fac pe dintre și nimic nu m-a crezut, l-am de ridi, 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 da.